Și? Și n-am putut să tăi porcul din cauza canicului. Nici vremea nu mai ține cu noi. E normal, ce vrei? Cum să fie, mă, normal? E o lume pe dos. Păi și asta e normal. Și asta e normal, pentru că începe campania electorală a mare. Și? Și mint ăștia de îngheață apele de-aia, de-aia așa de fric și ceață. Ai noroc. Hai să trăim mai bine. Tu cum o duci? Nu așa de bine pe cât merit. Umor. Am. Pe ăsta nu mi le-a nimeni. Nu fi chiar așa. Stai să-ți dau vestea. Mi-a retrocedat pădurea bunicului 15 hectare. Tu ți-ai luat-o? Ce să-mi iau? Toate au furat-o. Nici cioate nu mai sunt, numai niște brusturi. Bă, treaba de-a de-a... Oricum de-aia am venit la București. Să-mi iau actele de proprietate pe pădure și pe urși. Pe urși? Normal, mă, pădurea bunicului a avut urși, lupi, mistreți. Nu era normal să-mi retrocedeze și urși cu bărlogurile aferente cu tot. Și eram fraier să nu le cer? Azi toți cer, până și ea de n-au avut. E normal. Pentru că suprafața care trebuie retrocedată este de două ori mai mare decât suprafața țării. Așa că trebuie să retrocedăm țara și Marea Neagră. Țara am retrocedat-o de mult. Și Marea Neagră, până la șerpi. Da, lasă șerpii. Ți-au dat urșii? Da. Bineînțeles că mi-au dat. Dar trebuie să mă luma. Da. Cu fermitate și cu credință. Așa cum ne-a învățat partidul. Care partid? M-ai uitat, a? Partidul nostru, mă, mare tot partid și adevărat. Uitat, mă, mare și adevărat, mă. Bă, la el vorba era vorba. A zis că ia fabricile, le-a luat. A zis că îi stârpește pe cheamuri, i-a stârpit. A zis că face colectivizare, a făcut. A zis că ia pădurile, le-a luat. Mă, cu partidele de azi mi-au promis pădurea, dar degeaba. Dar nu m-am lăsat. M-am foarte uitat, bine, foarte așa bine. Cum a învățat partiduțul nostru. Numai că la mine... Lupta, cum să zic, eu am pornit-o invers decât bunicul. Adică? Eu am trecut Tisa, nu Prutul ca el, și m-am dus până la ei, la Strasburg. Bunicul a ajuns până în Siberia. Am așteptat să vină, dar degeaba. Până la urmă au venit rușii. Și la Strasburg au venit americanii. Da, numai că ăștia trebuia să vină, când eram noi tineri și proști. Tinerețea s-a dus. E un apropo? A, nu la noi. Dar acum procesul l-am câștigat. Așa că mi-au dat pădurea, dar am renunțat la bârlocuri. A zis să fiu băiat finuț de Europa. Dar mi-au cerut în schimb o declarație pe propria răspundere în fața tribunalului, cum că la mine în pădure nu sunt teroriști, că nu am arme de distrugere în masă, bla, 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 bla. Le-am dat-o, le-am dat. Le-am dat și comisiune. Băi, vezi că ăștia sunt vegetarieni. Le plac verdețurile, verzișorii. Le-ai dat? Euroi. Euroi. L-am dat, Auzi? Auzi, acum, mă gândesc că dacă mi-au dat pădurea, mă gândesc să o vând. Cum să o vinzi? Păi, bă, astăzi pădurea face turism. Adică? Ba cu trenul, ba cu vaporul, cu nu ești atent cum o zbughește în Europa. Băi, vine la mine. Eu am impresia că ăștia ți-au retrocedat și păsărelele. Băi, nu te înfierbânta, că ăștia așa fac. În campania electorală te mângâie pe cap, ca pe tâmpit. Și după alegeri, postul mare. 4 săptămâni? Nu. 4 ani.